Domnul să ne binecuvânteze, vă spun încă o dată. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim Domnului pentru timpul de laudă și închinare pe care l-am avut. Nu știu despre dumneavoastră, dar eu am venit destul de încărcat. A fost o zi foarte plină, o zi foarte agitată și chiar mă gândeam că de fiecare dată când trebuie să slujești joi, aia este cea mai complicată joie la serviciu. Întotdeauna. Niciodată nu e cea mai ușoară. Nu știu dacă e doar o coincidență. Dar mulțumim lui Dumnezeu că s-a atins de noi, de inimile noastre în seara aceasta și prin Duhul Său cel Sfânt am fost cercetați fiecare dintre noi și acesta e cel mai frumos lucru de care am fi putut avea parte în seara aceasta. Titlul predicii, așa cum a menționat și Alin, este Primăvara Mulțumirii și nu vreau să fie doar o constatare, Primăvara Mulțumirii și atât, ci vreau să fie un îndemn pentru fiecare dintre noi și anume să trăim primăvara aceasta, cât a mai rămas din ea cel puțin, sau dacă nu tot anul 24, ca un an al mulțumirii, cui mulțumim? Domnului, bineînțeles. Trăim într-o societate care, din păcate, nu mai valorifică și nu mai prețuiește mulțumirea. Trăim într-o societate capitalistă care ne învață că toate lucrurile, de toate lucrurile, că avem nevoie de cât mai mult, că trebuie să acumulăm din ce în ce mai mult și, cel mai important, ne învață că fericirea noastră și bunăstarea noastră depind 100% de ceea ce am acumulat. Odată un om foarte bogat a fost întrebat de un reporter ce ar trebui ca un bărbat sau o femeie, o altă persoană, să aibă ca să fie fericită. Și omul acela, fiind foarte bogat, a spus: ar trebui să aibă cu un dolar mai mult decât mine. Și din păcate, cam asta e societatea în care trăim. Reacțiile la ceea ce a spus dumnealui atunci au fost destul de pozitive și lumea le-a perceput ca fiind cumva motivante și pline de ambiție pentru oameni să câștige, să se lupte, să biruie în lumea aceasta. Și mesajul Bibliei este unul cu totul diferit, cu totul opus a ceea ce ni se spune din societate. Aș vrea să ne ridicăm și vă invit să citim un text care e bine cunoscut de fiecare dintre noi, din Luca 17, începând cu versetul 11, o să citim până la versetul 19. Eu o să citesc din ediția revizuită cu Dumitru Cornilescu, dar se aseamănă destul de mult și cu ceea ce vom avea afișat pe ecran. Versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin ținutul dintre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei s-au oprit departe și au strigat zicând: Iisuse, Stăpâne, ai milă de noi! Văzându-i, Iisus le-a zis: mergeți și arătați-vă preoților. Pe când se duceau ei, au fost curățiți. Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvindu-l pe Dumnezeu cu glas tare. A căzut la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a zis: nu au fost curățiți toți 10? Ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu decât străinul acesta? Apoi a zis: ridică-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Amin. Putem să ne așezăm? Așa cum spunea și cântarea de mai devreme, Domnul Dumnezeu face minuni, Domnul Iisus a făcut minuni și Dumnezeu face minuni și astăzi printre noi. Domnul să fie lăudat. Textul acesta îl știm cu toții și, deși este vechi, el este încă de actualitate. Pentru că, așa cum erau diviziuni între oamenii de atunci, așa sunt și acum, și o să vorbim imediat despre acest lucru, în același timp, așa cum unii oameni și majoritatea în textul acesta, 9 din 10, nu mai mulțumesc lui Dumnezeu și nu sunt mulțumitori pentru ceea ce primesc, așa se întâmplă și acum. Așa cum spuneam, doar unul din 10 s-a întors. E un procent foarte mic și mă rog la Dumnezeu ca în Biserica Domnului de astăzi să nu fie la fel procentul de oameni care mulțumesc lui Dumnezeu. Textul începe cu versetul 11 și aici e o precizare peste care n-aș vrea să trecem fără să menționăm, ca să oferim și context a ceea ce am citit. Iisus trecea prin ținutul dintre Samaria și Galileea. În momentul acela, Galileea era undeva în zona de nord, unde știm că și astăzi Marea Galilei, unde este Nazaret,
Iar Samaria era un ținut mai la sud de Galileea, era o zonă tampon cumva între Galileea și Iudeea, care era mai la sud. Deci Samaria era la mijloc. Iisus trecea printre cele două târâmuri, printre cel de nord, Galileea, și Samaria. În Galileea erau evreii care erau considerați puri, sau ei se considerau puri, pentru că nu fuseseră încă amestecați. În ținutul din Samaria, imperiul, în urma domniei asiriene, în anul 722, în urma exilului asirian, 722, înainte de Hristos, imperiul asirian, după ce a cucerit teritoriul, a luat și a strămutat oamenii din Samaria, evreii care trăiau acolo, i-a strămutat, i-a dus în restul împărăției asiriene și a luat, bineînțeles, puma, au luat-o de acolo și pe cei mai învățați, i-au dus în restul imperiului, iar în locul lor au adus oameni de rând sau chiar de o calitate mai joasă în acel ținut. Samaritenii, din vremea Domnului Iisus, erau copiii sau stră-nepoții celor care fuseseră atunci strămutați de către Imperiul Asirian. Și erau cumva amestecați cu tot felul de popoare. Ei nu mai erau văzuți ca fiind evrei puri. Din acest motiv, evreii, mai ales din zona de nord și nu numai, nu îi vedeau cu ochi buni pe cei din Samaria. De asta menționează și Domnul Iisus străinul acesta, pentru că nu erau văzuți la fel cei din Samaria. Iisus străbate această graniță dintre cele două provincii, Samaria și Galileea, și acolo întâlnește pe acești 10 leproși. Leproșii erau la rândul lor, pe lângă faptul că se aflau între cele două ținuturi, spune textul că erau la marginea unui sat. Ei nu aveau voie să locuiască în comunități, în comunitățile evreiești. Odată ce un om era diagnosticat cu lepră de către preot, și găsim acest lucru scris în Levitic 13, el era obligat să părăsească comunitatea din care făcea parte și să trăiască separat de comunitate, iar de fiecare dată când oamenii se apropiau de el în necunoștință de cauză sau el se apropia de oameni, era obligat prin lege să strige necurat, necurat, astfel încât lepra să nu se poată propaga, fiind o boală foarte contagioasă și mortală și incurabilă. Ei erau stigmatizați, leproșii. Nu erau nici în societate, nu erau nici în Samaria, nici în Galileea, erau exact la granița dintre cele două, la marginea unui sat, singuri, izolați, bolnavi, poate chiar pe moarte. Și văzându-l pe Iisus că se apropie de el și respectă legea și strigă necurat, necurat, dar apoi îi se adresează direct și îi cer milă Domnului Iisus. Din felul în care îi cer milă, învățătorule, ai milă de noi, se vede că ei auziseră despre el înainte. Nu era o persoană necunoscută pentru ei. Ei știau cine este el și știau că este în trecere pe acolo. El se îndură și pășește în viața lor. Pășește în viața lor și în versetul 14 vedem că îi îndeamnă și le spune să meargă să se arate preoților. Nu le spune v-am vindecat acum și ei nu se vindecă pe loc, ci ei se vindecă pe drum către preoți, ci doar îi conduce și le spune să meargă către preoți. Și m-am întrebat, bun, dar oamenii ăștia erau izolați, erau poate pe moarte, cum ziceam și mai devreme. Felul în care arătau ei nu era unul plăcut, n-avea cum să fie unul plăcut fiind bolnav de lepră. Dacă Dumnezeu îi vindecă și i-a vindecat, de ce nu i-a îndemnat să meargă către familiile lor? Până la urmă erau separați de familie, erau separați de comunitate, de prieteni. Dar Domnul Iisus îi îndeamnă să meargă la preot și face acest lucru pentru că doar preotul, conform Levitic 13, era cel care putea să reintegreze acești leproși în societate. Și doar preotul putea să spună, oamenii ăștia au fost vindecați, nu mai au lepră, prin urmare pot să se întoarcă la casele lor. Astfel vedem că Domnul Iisus, deși era Dumnezeu întrupat și știa că la cuvântul lui toate lucrurile se schimbă, știa că odată ce el s-a atins de acești oameni vor fi vindecați, el nu trece peste regulile care erau instaurate în poporul Israel, ci îndeamnă să urmeze aceste reguli și să meargă la preot pentru confirmare. Ei pleacă și unul din ei nu mai ajunge la preot. Spune textul că pe când s-au dus au fost curățiți, dar nu spune că au și ajuns la preot, ci cel care a mulțumit, samariteanul, se întoarce înainte să mai ajungă la preot și mulțumește lui Dumnezeu. Asta e poate
nu vreau să spun cel mai frumos lucru din text, pentru că este foarte frumos și faptul că Iisus i-a vindecat pe cei 10, dar este un lucru extraordinar. Faptul că omul acesta, în loc să meargă la preot, să își confirme vindecarea și apoi să se întoarcă la lui sau eventual să se întoarcă la Domnul Iisus să-i mulțumească, el nici măcar nu mai așteaptă această confirmare, ci se întoarce înapoi și înțelege că are datoria de a mulțumi înainte de a se vedea pe el reintegrat în societatea în care își dorea să fie reintegrat. Și m-am gândit în dreptul meu de câte ori am făcut asta, de câte ori m-am rugat la Dumnezeu pentru un lucru și apoi după ce l-am primit, poate primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi sun soția sau să-mi sun familia sau să, nu știu, în contextul în care eram, să mă bucur cu cei de acolo și abia apoi am mulțumit lui Dumnezeu. Omul acesta inversează lucrurile așa cum ar trebui să fie de fapt. Cum s-a văzut vindecat, el s-a întors, el n-a mai ajuns la preot, s-a întors și a mulțumit și s-a plecat înaintea Domnului Iisus. Pasajul e unul plin de speranță pentru fiecare dintre noi. Ne-am rugat mai devreme pentru cauze și știm că Dumnezeu e un Dumnezeu atotputernic. Am cântat despre minuni și vedem aici o minune pe care Domnul Iisus a făcut-o pe pământ. Și deși este un pasaj plin de speranță și plin de bucurie, el se încheie într-o notă oarecum negativă și se vede că Domnul Iisus era, nu vreau să spun neapărat dezamăgit, dar poate că era dezamăgit de faptul că ceilalți nu s-au întors. Întreabă de ei, unde sunt ceilalți nouă? N-au fost oare 10 vindecați? Ceilalți nouă unde sunt? Numai străinul acesta s-a întors să mulțumească. Și ia din bucuria acestui pasaj și ne pune pe gânduri. Și cu atât mai mult, așa cum spuneam la început, cred că astăzi ne aflăm de multe ori, și nu doar noi în Biserica Domnului, ci și în afara Bisericii, ca societate ne aflăm exact în acest loc în care mulțumirea nu își mai găsește loc. Trăim așa cum putem, alergând în stânga și în dreapta. Domnul Iisus este alături de noi pentru că suntem credincioși și ne rugăm Lui și prin Duhul Său cel Sfânt El ne cercetează și este cu noi și primim binecuvântările Lui. Dar de multe ori s-ar putea să ni le însușim noi înșiși, să considerăm că suntem îndreptățiți. Și vorbeam de-a lungul timpului cu diversi tineri și chiar eu am gândit de multe ori așa. Este absolut normal să am un serviciu bun, pentru că am făcut o facultate bună. E absolut normal să am o casă frumoasă, că doar am muncit pentru banii aia și plătesc la casa respectivă. E absolut normal să am un copil care să fie, care e educat, să spunem. Pentru că am investit în el și eu și mama lui și e normal ca acel copil să fie educat. Și lista poate continua și uităm de multe ori cât de insignifianți suntem. Și uităm că deși planul nostru e bun, deși acțiunile noastre sunt bune, faptul că acele lucruri s-au întâmplat se datorează lui Dumnezeu. Pentru că puteam avea o facultate, un serviciu, o casă, un copil, dar oricând acestea pot dispărea, pot fi luate. Oricând puterea prin care noi ne luptăm și facem aceste lucruri pe pământ ne poate fi luată, o boală, un necaz de orice natură poate veni oricând peste noi și faptul că n-a venit acel necaz nu ni se datorează nouă, ci se datorează doar lui Dumnezeu că a îngăduit binecuvântare peste noi. De ce trebuie să fim mulțumitori? E prima întrebare la care aș vrea să răspundem astăzi. Poate apărea întrebarea asta, am întâlnit-o iarăși în rândul tinerilor, bun, dar dacă Dumnezeu mi-a dat un lucru, înseamnă că știe că am avut nevoie de el, dacă am avut nevoie de el, eu l-am primit și mergem înainte. De ce trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu? Și mai important, poate, de ce trebuie să fim mereu mulțumitori lui Dumnezeu? Pentru că, o să citim imediat, în cel puțin două versete menționează, dar sunt multe altele, nu trebuie să fim mulțumitori doar pentru lucrurile bune, ci pentru toate lucrurile. Și primul răspuns la întrebarea aceasta este unul evident pe care îl știm cu toții. Trebuie să fim mulțumitori pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. E voia lui pentru fiecare dintre noi să fim mulțumitori în orice situație. Vedem din textul pe care l-am citit că Domnul Iisus avea pretenția aceasta ca și ceilalți nouă să vină să-i mulțumească. Nu spune la început când se duc și se vindecați, nu spune veniți apoi să mulțumiți, dar din întrebarea pe care o pune în versetul 17. Este clar că el are această așteptare și același răspuns îl găsim și în Efeseni 5 cu 2, unde Apostolul Pavel spune astfel: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl
pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru toate lucrurile trebuie să mulțumim. În 1 Tesaloniceni 5:18, tot Apostolul Pavel spune: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus, cu privire la voi. Deci trebuie să mulțumim pentru toate, indiferent că sunt bune sau nu. În al doilea rând, am observat de-a lungul timpului, cu toții probabil, că știința și ceea ce descoperă oamenii de știință vin de multe ori în completarea Bibliei și cumva justifică ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune deja. Și dacă Dumnezeu vrea să fim mulțumitori, și asta e voia Lui pentru noi, El ne-a și creat să ne fie bine atunci când suntem mulțumitori. Și am citit câteva studii care întăresc acest cuvânt și spun că au studiat în mai multe țări diversi oameni, un eșantion mai mare de oameni, și oamenii de rând cumva, nu oamenii care nu au prea multe provocări în viață, ci oameni ca noi, care sunt cu bune și cu rele în fiecare zi. Și ce au constatat este că oamenii care cultivau în fiecare zi a vieții lor o atitudine mulțumitoare, acești oameni aveau multe beneficii, printre care erau mai fericiți, puteau gestiona mult mai bine situațiile de stres în care viața îi aducea atunci când îi aducea și aveau relații de o mult mai bună calitate cu cei din jur. Au mers cu studiul mai departe și au constatat chiar că există și beneficii fiziologice și acești oameni aveau în numărul lor, să spun așa, erau mai puțin bolnavi de boli cardiovasculare. În același timp, aveau un somn mai odihnitor noaptea și chiar le era afectat în sensul bun longevitatea vieții lor. E clar că Dumnezeu vrea acest lucru pentru noi și e clar că avem beneficii atât în trup, cât și înaintea sa. Dar ca orice lucru, ca orice poruncă, ca orice gând bun pe care Dumnezeu îl are pentru noi, există și partea cealaltă, și anume Satan, care are un gând rău pentru noi. Și de multe ori poate am văzut că ne este greu să avem o atitudine mulțumitoare în fiecare zi. Acest lucru ni se întâmplă poate și când suntem în bine și când suntem în rău. Atunci când ne este bine, așa cum ziceam mai devreme, putem să uităm, să mulțumim Domnului pentru binele pe care îl trăim, iar când ne este rău, uităm iarăși sau nici măcar nu ne mai gândim să mulțumim Domnului, poate pentru încercarea prin care trecem sau poate pentru că, deși încercarea e grea, ar fi putut fi și mai grea. Și nu cred că odată ni s-a întâmplat, sau cel puțin mie mi s-a întâmplat, ca într-un moment greu din viața mea să mă concentrez să rezolv eu lucrurile, să mă concentrez să vin înaintea lui Dumnezeu cu problema respectivă, să cer ajutorul Lui, oarecum disperat, oarecum epuizat de orice fel de putere, dar nu neapărat cu o atitudine de mulțumire. Și Domnul să ne ajute să ne corectăm aici. Domnul să ne ajute să conștientizăm că și atunci când ne este greu, nu știu astăzi fiecare dintre noi ce provocări are, însă Domnul le știe. Domnul le știe și știa și ce provocări vom avea astăzi, știe și ce provocări vom avea mâine și indiferent unde suntem astăzi sau unde vom fi mâine, El vrea ca noi să avem o atitudine mulțumitoare la adresa Lui. Care sunt consecințele unei atitudini care nu mulțumește lui Dumnezeu? Există și consecințe și este normal să existe. Ca orice lucru bun care are consecințe bune, orice lucru rău are consecințe mai puțin bune. Care sunt aceste consecințe a unui om care este în permanență nemulțumitor? Și acestea eu am identificat sau le-am împărțit în două categorii mari. În primul rând, nemulțumirea și viața trăită în nemulțumire duce la ruperea relațiilor cu ceilalți oameni. Mai devreme sau mai târziu, dacă ești nemulțumit de cei din jurul tău, fie că vorbim de frați și surori din biserică, fie că vorbim de prieteni, vecini, familie, dacă mereu ești nemulțumit de cei din jur, vei ajunge să critici, vei ajunge să îi îndepărtezi, vei ajunge poate să încerci să îi controlezi, dar în niciun caz nu vei ajunge să îi binecuvântezi. Dacă ești nemulțumit de tine, uitându-te la tine și mereu ești nemulțumit de tine și mereu te compari cu X și cu Y și te vezi pe tine mai jos, ajungi poate să, pe lângă faptul că te îndepărtezi de persoanele respective, ajungi poate să invidiezi,
sau să judeci anumite lucruri pe care n-ar trebui să le judeci. Și am văzut un astfel de exemplu, în Vechiul Testament îl avem în viața fraților lui Iosif. Știm că Iosif a primit un tratament special din partea tatălui său, Isaac. A fost mai iubit, a fost... Și am văzut că frații lui, știm cu toții ceea ce au ajuns să facă, dar frații lui întâi au fost poate invidioși. Au avut gânduri nu neapărat atât de grave precum au acționat la început, dar ca un bulgăre de zăpadă, nemulțumirea aceasta cu privire la felul în care era Iosif preferat de tatăl său, a dus la invidie. După ce a dus la invidie, a dus poate la ură. Și abia apoi a dus în punctul în care să-și dorească ei, ca frații ai lui de sânge, să-l vadă mort. Și acolo poate să ducă o nemulțumire pe termen lung în relațiile cu cei din jurul nostru. Și Domnul să ne ajute să nu ajungem nici măcar cu gândul acolo. Amin. În al doilea rând, o altă consecință a nemulțumirii este ruperea relației de Dumnezeu. Un om care este întotdeauna gol pe dinăuntru, nu este niciodată fericit, nu este niciodată mulțumit, vede mereu jumătatea goală a paharului, este mereu critic, este mereu, caută mereu nod în papură. Acel om nu are cum să fie în acele momente plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu are cum să aibă o relație cu Dumnezeu strânsă și apropiată în acele momente. Și am văzut asta ca un exemplu biblic în momentul în care poporul Israel a ieșit din Egipt. Nu doar în acel moment, ci în toată perioada în care i-a umblat în pustiu. Au fost cârtitori, au ieșit din Egipt, le-a fost greu acolo, Dumnezeu i-a eliberat de sub robie și primul lucru, când s-au văzut în pustiu, au zis că noi o să murim aici. Dumnezeu le-a purtat de grijă. I-a depărtat de armata faraonului, a făcut minuni cu ei, le-a dat hrană în Egipt, le-a purtat de grijă, în pustiu, le-a dat ceea ce au avut nevoie și la fiecare pas, deși el a fost cu ei și au văzut stâlpul de foc, au văzut norul, au văzut prezența lui Dumnezeu fizic acolo, ei tot au fost cârtitori. Au fost cârtitori la fiecare pas. Ce s-a întâmplat cu generația aceea? Au avut o relație cu Dumnezeu la final? Au ajuns în țara promisă? Nu. Au murit. Au murit toți. A ajuns poporul Israel în țara promisă, dar nu generația aceea, ci copiilor au ajuns acolo. Și e un exemplu foarte grăitor cu privire la noi și la felul cum ar trebui noi să ne trăim viața. Nu spune nimeni că nu putem fi mulțumiți de nimic niciodată. Nu mergem în extremă. Vorbim de lucruri care se perpetuează și vorbim de un fel de a fi, de a trăi în nemulțumire. Ce putem face pentru a cultiva o atitudine mulțumitoare? Am aflat consecințele, am aflat de ce trebuie să o avem, dar ce putem face pentru a o cultiva zi de zi? Și eu am identificat trei principii care cred că ne-ar ajuta și în primul rând, să ne amintim și putem să ne punem pe ușa la frigider sau pe telefon sau unde știm că este ceva de care ne poate izbi ochii. În primul rând să ne amintim în fiecare zi, să numărăm binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. În fiecare dimineață, seara, oricând, în metrou, la volan, când ne rugăm, să ne amintim să numărăm binecuvântările pe care Dumnezeu ni le dă. Dacă suntem poate într-o perioadă în care nu ne simțim atât de binecuvântați, fie că sunt suișuri și coborâșuri, măcar pentru trei lucruri putem mulțumi. Putem mulțumi măcar pentru faptul că Dumnezeu, prin Fiul Său, prin jertfa Fiului Său, ne-a oferit mântuirea în dar. Amin. Putem mulțumi, în al doilea rând, pentru că știm și avem promisiune în Biblie că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Știm că rugăciunile noastre sunt ascultate. Nu le spunem la tavan, nu le spunem la frați și la surori, le spunem direct lui Dumnezeu care le ascultă. În al treilea rând, putem mulțumi pentru că ne poartă de grijă. Chiar și atunci când pare că suntem jos, chiar și atunci când suntem încercați. Avem promisiunea lui Dumnezeu în Biblie că El poartă de grijă celor care sunt ai Lui. Deci măcar pentru aceste trei lucruri putem mulțumi fiecare zi Domnului. Pe lângă acestea, putem continua lista și dacă ar fi să enumerăm astăzi, nu cred că ne-ar prinde seara de mâine aici și tot n-am terminat.
indiferent ce se întâmplă, să nu uităm să facem aceste lucruri. Să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu cel puțin pentru acestea. În al doilea rând, nu trebuie să uităm că Dumnezeu este în controlul vieții noastre și că El este în controlul lumii în care trăim, dar noi suntem responsabili, suntem stăpâni, dacă putem spune, acțiunilor noastre. Ce vreau să spun prin asta? De multe ori trecem prin încercări, așa cum spuneam și mai devreme. Și ni se pare că nu mai vedem lumina de la capătul tunelului, cum se spune. Vin una peste alta, una peste alta și pare că nu mai este ieșire. Trebuie să înțelegem și să ne amintim de fiecare dată că noi, cu ochii noștri de carne, cu înțelepciunea limitată pe care Dumnezeu ne-o dă, vedem limitat și înțelegem limitat, dar El vede tot tabloul în care suntem, tot peisajul în care suntem. El este în controlul vieții noastre, știe de unde am venit și unde mergem. El este în controlul lumii în care trăim, așa cum este ea astăzi, cu războaie, cu crize financiare, cu instabilitate, cu orice. El este în controlul acestei lumi și El are un plan cu noi. Nu trebuie să uităm acest lucru și să mulțumim pentru acest lucru. De ce am spus că noi suntem stăpânii acțiunilor noastre? Pentru că am văzut de-a lungul timpului că oamenii își ascund, din păcate, eșecurile de care doar ei sunt responsabili în spatele voii lui Dumnezeu. Nu știu dacă mai trebuie cineva de aici să dea bacul și cine trebuie să-l dea, Doamne ajută să-l și ia, dar am picat bacul, să spunem. E ușor să zic, a fost voia Domnului, am slujit și n-am avut timp să învăț sau am făcut asta, n-am avut timp să învăț și asta a fost. Am încercat să fac cu tare sau cu tare lucru. N-a ieșit, a fost voia Domnului, nu mai încerc niciodată a doua oară. La serviciu nu merg niciodată mai departe, nu sunt niciodată bine văzut, dar asta e voia Domnului până la urmă. Dacă așa sunt eu, așa m-a lăsat Dumnezeu, mergem înainte. Nu cred că este voia lui Dumnezeu ca lucrurile astea să fie așa. Și trebuie să înțelegem că deși El este în controlul vieții noastre și în controlul acestei lumi, ține de noi să facem ceea ce avem de făcut. Ține de noi să mergem înainte acolo unde trebuie să mergem înainte. Da, dacă ușile ni se închid și ne rugăm înaintea Domnului, punem înaintea Lui planul nostru, îl încredințăm Lui și cu toate astea, făcând tot ce ține de noi, Dumnezeu închide acea ușă, atunci putem să ne oprim și spunem, da, Doamne, asta e voia Ta. Dar trebuie să facem întâi aceste lucruri. Facem ce ține de noi, încredințăm planul în mâna Domnului și cerem călăuzire și înțelepciune de la El cu privire la acel lucru. În al treilea rând, și nu cel mai puțin important dintre cele trei, trebuie să ne implicăm constant în cazuri sociale, în cazuri care au nevoie de noi. Să nu fugim de cei care au nevoie de noi. Am observat de-a lungul timpului, în viața mea și nu doar eu, nu doar la mine am auzit asta, ci la mulți dintre frați și surori. Atunci când ești o mărturie vie, lângă un om care este încercat, care are nevoie de tine, atunci, pe lângă faptul că faci un bine acelui om, acelui frate, acelei surori, pe lângă asta că împlinești voia Domnului cu privire la ceea ce ai tu de făcut în biserică, îți aduci aminte de tine și vezi cât de binecuvântat ești tu. Când te duci lângă un bolnav care este pe un pat de suferință, poate mai are puțin de trăit, sau chiar dacă nu-i pe moarte, este într-o boală grea și tu te-ai dus pe picioarele tale până acolo și ai plecat din casa ta unde familia ta e sănătoasă, fiind lângă el, îți amintești și ți-aduce aminte că ar fi trebuit poate în ziua aia să mulțumești Dumnezeu că te-ai ridicat din pat. Mi s-a întâmplat de mai multe ori asta, dar am să povestesc doar o întâmplare. Eram în biserica în care m-am botezat în Galați, eu din Galați sunt deloc, și acolo era un frate pe care l-am văzut mereu venind la biserică, nu știu să spun vârsta, dar era în jur de 40 de ani, am estimat eu, era mereu în cărucior cu rotile. E clar că nu putea să meargă și fratele era nelipsit de la biserică, de la casa Domnului. Eu eram adolescent în perioada respectivă și adolescenții, cred că unul din ultimele lucruri la care se gândește este să facă bine celor din jurul lor, mai ales că la momentul respectiv nu eram întors către Domnul. Dar tatăl meu, știind cazul acelui frate, în preajma Crăciunului a zis, vino cu mine și hai să mergem până la fratele cutare,
să-i dăm o mână de ajutor, că are nevoie în perioada asta, au diverse dificultăți, să-l ajutăm. Am mers cu el, n-aveam cum să nu merg, nici dacă voiam, nu puteam să nu merg, și am ajuns acasă la fratele respectiv. El la biserică era nu neapărat vesel, nici trist, era la fel ca oricare dintre noi, cu zile bune și cu zile grele. Când am ajuns însă în casa lui, o casă destul de sărăcăcioasă, aș putea spune, în mintea mea m-am gândit că ok, îi ducem, am făcut niște cumpărături, bineînțeles, în preajma Crăciunului, am făcut niște pachete ca să putem să ajutăm pe omul respectiv și în mintea mea a fost, ok, omul ăsta suferă de o boală, are nevoie de ajutor, probabil că are pe cineva care să-l îngrijească acasă, părinții lui sau frați, surori, le lăsăm și plecăm acasă. Când am ajuns și am intrat în casa lui, am constatat ceva care m-a uimit total. Și anume, faptul că el era în căruț cu rotile, era în condiții grele într-adevăr, dar nu avea nimeni grijă de el, ci dimpotrivă, el avea grijă de părinții lui, care erau și ei în căruțul cu rotile. Părinții lui care, dacă el avea undeva la 40 de ani, vă dați seama că erau mult mai în vârstă. Ei fiind într-o stare mult mai gravă decât el. Nu știu să spun ce boală aveau, nu este important acum, dar țin minte că m-a cutremurat acest lucru. Pentru că eu l-am văzut pe el ca fiind întotdeauna cel care are nevoie de ajutor. Când de fapt el zi de zi purta în spate și oferea ajutor a două persoane care erau într-o stare mult mai gravă decât el. Și atunci evident că m-am uitat în dreptul meu și mi-am dat seama cât de binecuvântat sunt eu că am fost acolo pe picioarele mele. Mai mult decât atât, am stat de vorbă cu el atunci și pe lângă faptul că ne-a prezentat familia lui, că nu îi cunoșteam până în momentul respectiv, era plin de bucurie, era plin de pace, era plin de un zâmbet continuu. Nu era plin de zâmbet pentru că i-am adus noi acele lucruri. Noi am intrat inițial în casă fără să aducem sacoșele din mașină. Doar pentru faptul că ne-a văzut, el s-a bucurat și l-am găsit într-o stare foarte, foarte bună, să zic așa. Și a zis, Doamne, îi mulțumesc lui Dumnezeu că uite, astăzi nu m-a mai durut asta și uite, mama astăzi a fost mai bine și tata de o săptămână nu mai are durerile alea. Și uite că am trecut, a fost o, nu mai știu ce spunea, de faptul că a fost o lună decembrie călduroasă și n-a fost nevoie să facă multă căldură în casă ca să nu aibă cheltuieli mari, pentru că evident că nu lucrau niciunul și nu aveau posibilități. Și omul acela dădea slavă lui Dumnezeu pentru niște lucruri la care în momentul respectiv eu nu m-am gândit nici măcar o clipă. Și așa ni se întâmplă poate tuturor, dacă stăm aproape de cineva care e în nevoie. S-ar putea ca noi înșiși să fim zidiți. S-ar putea ca noi înșiși să ne dăm seama că avem enorm de multe motive pentru care să mulțumim lui Dumnezeu. Înainte de încheiere și înainte de a ne ruga, aș vrea să mai recapitulăm. Deci am pus două întrebări. De ce trebuie să fim mulțumitori? Și am spus că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru noi. Și pe lângă textul pe care l-am citit, am mai menționat două versete, dar dumneavoastră știți că sunt și multe altele în care suntem îndemnați clar că trebuie să mulțumim Dumnezeu în toate lucrurile, fie ele bune, fie ele rele. În al doilea rând, am spus că trebuie să fim mulțumitori și am dat exemple cumva din trupul nostru, pentru că nouă ne face bine acest lucru. Apoi, ce consecințe are nemulțumirea? Și am spus, în primul rând, depărtarea de cei din jur, ruperea relațiilor cu oamenii. În al doilea rând, ruperea relației cu Dumnezeu. Evident, este mult mai grav să fie relația cu Dumnezeu ruptă, dar am pus-o în al doilea rând, pentru că, în general, așa se întâmplă. Ne manifestăm întâi cu cei din jur și apoi în relația noastră cu Dumnezeu. Ce trebuie să facem ca să cultivăm o viață plină de mulțumire și în fiecare zi să avem o astfel de atitudine? În primul rând, să nu uităm să ne numărăm binecuvântările. Foarte important. În al doilea rând, să nu uităm să ne apropiem de cazurile care au nevoie de noi, de cazurile care sunt în nevoie în biserică și nu numai. Și în al treilea rând, să nu uităm că Dumnezeu, indiferent de prăpastia prin care suntem, este în control și că noi cunoaștem în parte și vedem în parte și că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și pentru acel moment și trebuie să avem perspectiva că vom ieși de acolo biruitori împreună cu El. Haideți să ne ridicăm și aș vrea să ne rugăm în încheiere. Aș vrea să ne rugăm, în primul rând, să cerem iertare lui Dumnezeu dacă au fost perioade, zile, lucruri
pentru care nu am mulțumit Domnului. Să cerem iertare înaintea Lui pentru aceste lucruri și apoi să îl rugăm pe El să ne amintească acest principiu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Să ne amintească că avem obligația de a trăi o viață de mulțumire. Avem obligația de a fi diferiți față de cei din afară. Și prin Duhul Său cel Sfânt, cu putere de la El, putem reuși.